Zeci de tineri au fost luați cu dubele de polițiștii constanțeni direct din zona festivalului care se desfășoară zilele acestea în Mamaia. Tinerii ar fi consumat substanțe interzise și chiar ar fi avut asupra lor droguri. Discutăm chiar acum cu domnul Constantin Murariu, colonel de jandarmerie în Constanța. Bună ziua! Bună ziua! Domnule colonel, o să vreau să ne spuneți mai multe despre intervențiile de până acum ale colegilor dumneavoastră. Da, într-adevăr, după cum a spus și noastră, 22 de persoane au fost depistate având asupra lor substanțe interzise. Aceștia, cu o mică rectificare, nu au fost ridicați cu dubele de jandarmi, au fost efectiv depistați în zona de desfășurare a evenimentului. Ce fel de droguri? Erau droguri de mare risc, droguri de risc mediu? Ați putea să ne spuneți despre ce este vorba? Cu părere de rău, nu vă pot ajuta cu acest aspect. Noi doar am găsit asupra lor niște substanțe de diferite culori, diferite cantități, care le-am considerat noi a fi succesibile de a fi interzise. Bun, deci aveau niște cantități destul de mici, înțeleg. Nu se poate vorbi de traficanți. Erau doar niște simpli consumatori, cei ridicați, cei depistați. Da. Bun, ce veți face în continuare? Evident, din ce puteți să ne spuneți, pentru că nu pot fi făcute publice foarte multe detalii, dar presupun că veți fi foarte atenți în zilele următoare cât se desfășoară acest festival. Cam câți colegi de-ai dumneavoastră sunt acolo pe teren? Aproximativ 200 de jandarmi din cadrul grupării mobile Constanța sunt la datorie în fiecare zi. Și avem posibilitatea de a mai suplimenta dacă considerăm că este nevoie. Asta peste tot, în toate cele trei zone, vor patrula sau doar la festivalul din Costinești, acolo unde sunt mai mulți? Nu, în toate cele trei zone despre care discuta și noi astăzi. Am înțeles. Bun, și o să vreau să ne spuneți ce riscă cei care sunt prinși în astfel de situații, care sunt pedepsele, pentru că și aici s-au mai schimbat puțin lucrurile între timp. Da, cei care sunt depistați, aceștia se aleg, dacă mă pot exprima așa, cu un act de sesizare care împreună cu cele găsite asupra lor ajung la organele competente să continue această anchetă. Adică riscă un dosar penal sau o amendă? Da, riscă un dosar penal. Am înțeles. Bine, mulțumesc frumos pentru această intervenție. Discutăm pe această temă și cu domnul doctor Radu Țincu, este toxicolog la Spitalul Floreasca din București. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua! Sunt foarte multe comentarii care vizează modul în care aceste droguri pot să te afecteze. Există această presupunere că drogurile ușoare, așa numitele droguri ușoare, pot fi consumate fără probleme, nu dau dependență. Cum stau lucrurile în ceea ce privește aceste droguri ușoare? Pentru că de cele mai multe ori ele sunt depistate la astfel de controale, la festivaluri. Sigur că nu discutăm de droguri ușoare în cazul celor identificate și date publicității de către autorități. Discutăm de substanțe de sinteză, cum ar fi amfetaminele, metamfetaminele sau alte droguri sintetice. Acestea au o acțiune destul de violentă asupra sistemului nervos central. Ele eliberează neurotransmițători excitatori la nivelul creierului. Dacă vreți, mai plastic, eliberează ca o furtună electrică în interiorul creierului. Tocmai de aceea acești tineri pot să fie mai dezinhibați social, socializează mai bine, au o capacitate de percepere a distracției mai bună, dansează ore întregi, nu dorm cu zilele sau nu mănâncă sau nu se hidratează, pentru că toate senzațiile de senzația de oboseală, de foame, este înlăturată de prezența acestor substanțe la nivelul creierului, care stimulează activitatea electrică, iar acest lucru duce la un moment dat la apariția sindromului de epuizare fizică. Am avut tineri atât de pe litoral în anii trecuți, cu hipoglicemie, cu supraîncălzire, cu distrucție musculară.
Am avut tineri care au făcut crize convulsive după ce au folosit astfel de substanțe. Deci, din perspectiva mea, nu trebuie privite cu atâta usurință și, mai mult decât atât, trebuie să ne uităm la combinațiile pe care acești tineri le fac. Cele mai frecvent, aceste substanțe sunt combinate între ele, de unde rezultă o toxicitate potențată și, pe de altă parte, alcoolul reprezintă un factor de co-ingestie în majoritatea cazurilor. Da, și alcool și niște băuturi energizante care și ele pot să complice lucrurile dacă sunt consumate împreună. Așa se întâmplă de multe ori, din păcate. Așa este. Și aceste consumuri concomitente fie potențează efectul și atunci riscul de apariție a toxicității este mai mare, sau din potrivă acționează discordant, astfel încât ei pot consuma cantități foarte mari pentru că sunt contrabalansate de consumul celelalte substanțe. Vă dau un exemplu. Combinația dintre amfetamine care stimulează creierul și alcool care deprimă creierul face ca ambele substanțe să poată fi consumate în cantități mai mari, pentru că, dacă vreți, efectele se bat cap în cap. Și la un moment dat, când unul din ele reușește să fie într-o cantitate mai mare, produce starea de toxicitate. Mulțumesc pentru această intervenție și pentru explicații.